Salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi vom citi comentarii de hate pentru că n-am mai făcut destul de mult timp chestia asta și nu prea aveam nicio idee de vlog. În ultima vreme primesc foarte, foarte multe comentarii retardate, așa că m-am gândit să citim câteva dintre ele. Uite, am găsit unul foarte reprezentativ de genul să-mi bag p*** morții de sugativ, f***u-ți morții mătii și să-mi bag p*** familia mătii și să-mi sugi p*** și încă ce vă să-mi sugi p*** acum mai sub biberonul de camios și să-mi sugi p***a până nos, f***u-te în gură și să știi că am putut-o pe măta fix în pizdă, f***u-te în gură. Ce-mi plac comentariile! Vaca aia e măta! Aha! Oh! Glume! Ha, glume! Cine se abonează la mine, mă abonez și eu la el cu două canale. F***u-ți morții mătii! Bă, ai un coș pe nas, pe f***u-ți mor... Ce e cu rezoluția aia de căcat, dar la ce PC ai, te cred de ce e mică? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ei bine, îmi voi schimba PC-ul pentru că este slab și se vede CSGO urât și pentru că eu joc CSGO 4x3 și nu se vede frumos și trebuie să schimb ambulanță. Bă, până și eu trag mai bine ca tine și sunt Silver Elite. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mi-am pierdut 10 minute din viață uitându-mă la clipul ăsta. Și atunci de ce te-ai uitat la tot dacă nu ți-a plăcut? Doamne, copii proști, să mor eu. Du-te în p***a mea, mai bine lasă-te de YouTube decât să faci lumea să te urească. Nu vezi ce voce de figurant faci? Da, pula. Toată lumea mă urăște, bă, deci... Deci, frate, chiar cred că o să mă las de YouTube, frate, man. 800 de lei, adică cam salariul României și al lui maică-mea. Ești tâmpit, înțeleg, are luminițe, e mecanică și nu știu ce bula mea. Banii ăia contează, România moare de foame și tu recomanzi o tastatură de fucking 800 de lei. Păi normal că o recomand dacă e faină, logic o recomand. Nu v-am obligat să o cumpărați, eu am zis că bă, uite, tastatura e șmecher, arată bine, ați putea să vi-o cumpărați. Dacă aveți bani și dacă vreți, nu v-am obligat. Apropo, mâine dau înapoi și o să primesc chestii noi pentru review, așa că stay tuned. Bun, și cam asta fi comentariile pe episodul ăsta, oricum am o groază de comentarii din astea fără sens, fără noimă pe care le citești și rămâi așa gen... Așa că prefer să nu le citesc pe toate. Sper că acest episod a plăcut. Nu uita să apăsați pe cel don de like, să strângem și noi 2000 de like la acest episod. Eu am fost Gamer, ne vom vedea data viitoare. Pa!